și bine v-am regăsit la știri. Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmăriți jurnalul regional. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Câlea, a decedat în această dimineață. Câlea fusese diagnosticat în cursul acestui an cu cancer la colon. Amănunte imediat, dar până atunci să vedem și alte titluri interesante ale ediției de astăzi. Zeci de nave au rămas blocate pe Dunăre după ce autoritățile din Serbia au închis navigația din cauza vântului. 13 persoane au fost rănite azi dimineață în județul Vâlcea după ce un microbuz a intrat într-un șanț. Pompierii mehedințeni au salvat un câine căzut într-un canal chiar în curtea sediului poliției. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Câlea, a decedat în această dimineață la ora 6 la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu Vâlcea din cauza unei boli incurabile. Ion Câlea s-a născut în Ocnele Mari în 1945 și în cursul acestui an a fost diagnosticat cu cancer la colon. Câlea a fost președintele Consiliului Județean Vâlcea din anul 2008 și lider al organizației PSD Vâlcea din anul 2005. A fost inginer agronom de profesie și până în 1989 a fost director al mai multor societăți cu profil agroindustrial. A fost printre primii membri ai FSN în 1990, partid unde și-a început ascensiunea politică. Câlea a devenit președintele Consiliului Județean Vâlcea din anul 2008, după ce anterior fusese vicepreședinte al acestui for. El este al doilea președinte al Consiliului Județean Vâlcea, care decedează în timpul mandatului după ce în anul 2008 conservatorul Dumitru Bușe a murit în ultimele zile de mandat, tot în urma unui cancer la colon. Vânt puternic pe Dunăre, după ce rafalele au depășit 100 de km la oră, autoritățile din Serbia au închis navigația pe fluviu. Astfel, zeci de nave au rămas blocate. Echipajele sunt în siguranță, au provizii, dar așteaptă ca vântul să se domolească pentru a-și continua drumul. Destul de puternic vântul. Foarte puternic și valuri mari. Deci mișcarea asta provine de la faptul că se mișcă inclusiv camera de la vedere pe stâlp. În dreptul portului Drobeta Turnu Severin, pe Dunăre, viteza vântului este de 5 km la oră, la peste 100 de km distanță în Serbia, însă viteza atinge 100 de km la oră pe fluviu, ceea ce a determinat autoritățile sârbești să oprească navigația pe Dunăre. Când navigația a fost oprită pe Dunăre, 32 de convoaie încărcate cu cereale, lemne, fier sau alte produse au rămas blocate pe partea sârbească în apropierea portului Moldova Veche. În zona comună Serbia-România avem staționate nave care au ajuns staționate la ancoră datorită faptului că vântul puternic peste 20 pe secundă a făcut ca organele căpitaniei grădice să închidă navigația în sectorul lor de competență. Asta a însemnat că toate navele și convoile care au navigat pe Amonte s-au oprit în zona în Amonte de localitatea Lupcova, în aval de portul Moldova Veche, ultimul port românesc din România. S-au adunat 15 convoaie, iar în zona Moldova Veche Grădiște, deci înainte de a intra în Serbia, sunt în jur de 17 convoaie care staționează la ancură în zone de adăpost. În zona respectivă, vântul este în continuare puternic, astfel că autoritățile sârbești nu deblochează navigația. Zona kilometrului fluvial 1040 spre Amonte se mențin restricțiile privind navigația din cauza vitezei mari a vântului. Aceasta este în continuare peste 20 de metri pe secundă. Prognoza este în scădere, sperând ca mâine navigația să fie deblocată, vântul scăzând sub 16 metri pe secundă. Prognozele meteorologilor arată că viteza vântului ar putea coborî abia în cursul zilei de joi, când navigația ar putea să fie reluată, iar vasele blocate își vor putea continua drumul. 13 persoane au fost rănite azi dimineață pe DN64 în județul Vâlcea după ce microbuzul în care se aflau a derapat și s-a oprit într-un șanț de pe marginea drumului. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, Alina Teodorescu, accidentul a avut loc în localitatea Râureni. Din primele informații reiese că șoferul microbuzului a adormit la volan, iar mașina a derapat și s-a oprit într-un șanț de pe marginea drumului. Mașina a rămas aplecată pe partea dreaptă, fără a se răsturna. În urma accidentului au fost răniți tot cei 12 pasageri din microbuz, precum și șoferul. Echipajele medicale ale serviciului de ambulanță Vâlcea și Smurd, ajunse la fața locului, i-au preluat pe răniți și i-au transportat la spital pentru investigații medicale. Starea acestora nu este gravă.
Intervenție de urgență în această dimineață a pompierilor în parcarea sediului Poliției Mehedinți din Drobeta, Turnu Severin. La 112 a sunat o persoană care a anunțat că un câine a căzut în canalul de termoficare și nu mai poate ieși. De teamă că animalul s-ar putea sufoca, pompierii s-au grăbit să-i vină în ajutor. Îl vedeți? Este în viață? Da. Este, este. Câinele se prăbușise în canalul de termoficare adânc de aproape 7 metri din parcarea Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți. Cei care aveau mașinile parcate l-au auzit cum se zbătea să iasă și i-au sunat la 112. Ajunși la fața locului, doi pompieri au coborât în canal și au căutat cele mai bune soluții pentru ca animalul să nu scape din cordeline și să se rănească de pereții din beton ai canalului. Bagă-l în scutec! Nu că nu legai de grâtă, doar să nu iasă, îi dădui după. Leagă-l, pune-l în scutec. Pune și scute cu el. Așa. Stai, stop. Nu-i da drumul din clește. Să nu-i dai drumul din clește. Vino cu cleștele după el, să nu-i dai drumul. Da. Hai sus, cu amândouă dată. Să-ți la clește? Băi, cleștele leagă cu cordița asta, la altă și... Dă-i drumul la clește, dă-i drumul de la gât. Dă-i drumul, dă-mă drumul acum, acum, dă-i. Legați cleștele, dați-vă la o parte de acolo. Ia-l în pas, așa. Imediat ce a fost scos la suprafață, câinele a fost preluat de reprezentanții serviciului de ecarisaj al primăriei Drobeta, Turnu Severin, chemați la fața locului. Ce faceți cu el? Vine de la cabine la medicul veterinar. O să rămână la centru de ecarisaj? Bineînțeles. Ați reușit? A fost greu? Nu. Mai avem un coleg. O misiune obișnuită. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta a fost anunțat prin serviciul unic de urgență 112 să intervină în parcarea mare de lângă poliție pentru salvarea unui animal. Ajuns la fața locului, am constatat într-un canal cu adâncimea de aproximativ 6-7 metri un câine. Am coborât doi colegi de-ai mei cu ajutorul scripetului și cu un dispozitiv de la serviciul de ecarisaj. Am reușit să prindem câinele fără probleme și să-l aducem la suprafață fără probleme. Câinele a fost scos în siguranță de pompieri. Chiar dacă nu s-a rănit în cădere, era foarte speriat. Animalul obișnuia să stea în curtea poliției, întrucât primea de mâncare de la cantina oamenilor legii. Locuitorii din Târgu Jiu nu vor mai putea să își preschimbe în următoarele zile cărțile de identitate expirate. Primăria Târgu Jiu anunță toți cetățenii că în zilele de 4 decembrie și 5 decembrie, programul de lucru cu publicul de la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu și Serviciul Agricol va fi întrerupt ca urmare a mutării în noul sediu din strada Iosif Cheber, numărul 1, în spate la fostul cinematograf Dacia. Programul va fi reluat în data de 8 decembrie, în noul sediu pregătit pentru cele două instituții. Este vorba de o fostă centrală termică, respectiv fosta baie publică a orașului. Unul dintre cei mai titrați trainer de leadership din Statele Unite și consultant NASA s-a aflat astăzi la Târgu Jiu. Jim Bagnola a participat la evenimentul organizat de Universitatea Constantin Brâncuș și Consiliul Județean. Multe cadre didactice, funcționari publici și studenți s-au arătat foarte interesați de lecțiile americanului. Jim Bagnola este Certified Speaker Professional. El a fost calificat să consilieze companii din top 500 US. Trainerul a primit distinția onorifică de doctor honoris causa de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București în 2012, iar cartea sa de profesie om este apreciată pe 3 continente. Celebrul american a declarat că vine în România de 14 ani și că îi face plăcere să lucreze cu oamenii din țara noastră. La Târgu Jiu a ajuns astăzi pentru prima dată. I want you to imagine you're sitting on an airplane. The airplane is full and it's hot on the airplane and I'm not paying attention. And somebody next to me says, look who's on the airplane. Look, and the founder of the airlines is on the plane. The founder himself is on the plane.
La eveniment au participat și reprezentanții Consiliului Județean Gorj, dar și funcționari publici din județ interesați de un management performant. Jim Bagnola a acumulat 30 de ani de carieră și a lucrat în 92 de țări. Sunt convins că foarte mulți dintre dumneavoastră lucrează cu oameni și sunt preocupați de leadership, de felul în care lucrează. Sunt convins că vă întrebați mereu cum să faceți să fiți lideri mai buni, să comunicați mai eficient și să lucrați mai bine în acest domeniu al resurselor umane. Jim Bagnola le-a împărtășit tuturor secretele unui management performant. Un eveniment mai aparte pentru orașul nostru și pentru universitate, un eveniment în care astăzi avem invitat un important speaker, trainer recunoscut în Statele Unite și nu numai, Jim Bagnola, care ne va vorbi astăzi despre diferențele dintre management și leadership și despre posibilitățile de dezvoltare a performanțelor resurselor umane prin leadership. Evenimentul a fost organizat de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism al Guvernului României, în parteneriat cu Universitatea Constantin Brâncuș și Consiliul Județean Gorj. A venit acum momentul informațiilor meteorologice. Vremea se încălzește ușor în următoarele 24 de ore. La noapte vom avea temperaturi pozitive, 1 grad la Drăgășan și Caracal, 2 la Craiova și Râmnicu-Vâlcea și 3 grade Celsius la Drobeta, Turnu Severin. Mâine va fi mai cald, dar nu vom putea pleca de acasă fără umbrelă pentru că va ploua în întreaga Oltenie. Se vor înregistra 3 grade la Craiova, 4 la Caracal și Corabia, 5 la Slatina și Filiaș și 6 grade Celsius la Târgu Jiu și Râmnicu-Vâlcea. Jurnalul regional a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele ale GTV. O seară călduroasă vă doresc!